Urmăriți, vă rog, împreună cu mine. Pe foaie, introducerea. Dumnezeu ne învață să fim sfinți în toată purtarea noastră. Și să nu dăm prilej diavolului să ne ispitească, dar să nu dăm prilej nici oamenilor să batjocorească slujba noastră și să o defaimeze. Studiază cu atenție textele care urmează și scrie ce înveți despre felul de purtare a sfinților în relația cu persoanele de sex opus. Deci cum bărbații sfinți să se poarte cu femeile sfinte. Cum femeile sfinte se poarte cu bărbații sfinți. Iată, chiar ieri la Noutăți a apărut o bombă. Da? Despre Metropolitul Moldovei. Ați văzut toți, da? Poze cu Metropolitul care locui cu o femeie, surprins în poze la mare, la... Și asta este o lovitură pentru tot poporul, da? Pentru toți oamenii care urmează, când se întâmplă unui lider așa ceva, dar nu numai unui lider, când se întâmplă unui sfânt așa ceva, atunci sfinții ajung să fie batjocoriți. Și batjocoriți și numele Domnului. Cu ceva, poate cu vreo săptămână în urmă, sau poate mai puțin de o săptămână în urmă, am văzut cineva a recomandat pe Facebook un articol în limba engleză, unde un păstor le dă sfat păstorilor. Cum trebuie păstorii să se poarte în relația cu femeile din biserică. Un slujitor cum se poarte relația cu femeile din biserică. Și mie nu mi-a plăcut articolul acela. Mi s-a părut unul exagerat. Articolul am văzut foarte citit, foarte comentat. Și nu mi-a plăcut articolul acela. Mi s-a părut o extremă. Deci sunt extreme. Ori prea permisiv, ori o altă extremă prea fariseică, care ajunge la... Deci noi nu vrem nici într-o extremă să mergem nici în alta. Ca să vă zic, de exemplu, articolul acela începe așa. Compăstor niciodată nu trebuie să folosească apă de colonie. Ca să nu se ducă femeile, să nu atragă femeile din biserică. Eu nu m-am citit, am terminat de citit fraza, și deodată în mintea mea a apărut altă frază. Poate să mai dea și cu dohot încă când se duce la biserică. Da? Ca să nu atragă pe nimeni. Deci nu merg lucrurile astea, da? Deci niște extreme așa care... Noi nu vrem să mergem în extreme. Nu-i normal. Nu-i normal să mergem în extreme. Și nu vrem nimeni să mergem în extreme. Noi vrem să ne purtăm cu înțelepciune în toate privințele. Să nu dăm prilej de vorbă nimănui, să nu dăm prilej diavolului să ne ispitească, să nu dăm prilej să fim defăimați. Dar nici să mergem în extrema asta farisei, că tot nu vrem, că nu ne place astfel de extreme. Și este o purtare normală, cuvincioasă, frumoasă, a sfinților, care se află așa bine, stă bine pe un teren bun, și nu lunec nici într-o parte, nici în alta, nici nicăieri. Pe un teren bun. Uite, asta noi vrem să învățăm. Și purtarea asta o să o luăm din Sfintele Scripturi. În Sfintele Scripturi o să învățăm ca să avem o astfel de purtare. Așa că, haideți să începem, da? Primul text, 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Și eu tot așa vreau să vă îndemn orice lucru care îl veți vedea cu privire la purtarea asta, subliniați-l cumva într-un fel, notați-l într-un fel cumva. Gândiți-vă voi vreun fel prin care să arată cum trebuie să se poarte sfinții și noi vom scrie lucrurile astea apoi. Dar înainte ca să scriem din versetul ăsta, vreau să vă dau contextul. Contextul totdeauna foarte bine explică lucrurile, știți? Face lucrurile clare. Corintul a fost cel mai destrăbălat oraș din lumea antică, din Roma antică, din Grecia antică și apoi din Roma antică. Și așa, lumea antică a fost desfrânată tare. Lucrurile care azi se întâmplă și destrăbălarea asta care o vedem azi și cu homosexualitate, cu multe altele, lucrurile astea au fost în vechime, au fost încă foarte exagerate. Dacă citești lucrările autorilor antici, te îngrozești. Cam rar cine din ei nu a fost picat la este.
pur și simplu te îngrozești de ceea ce a fost acolo. Dar Corintul era un oraș mai destrăbălat decât tot restul Romei. Religia lor era așa, că mitologia greacă, cei care ați citit la școală, că nu se poate, la școală neapărat este ceva, ați văzut, în mitologia greacă, atâta incest și atâta perversiuni între zeii cei greci, cum li erau zeii, cum li erau Dumnezei, așa erau și ei. Ei copiau purtarea zeilor lor. De fapt, ei și-au făcut niște zei după chipul lor. Ei au încercat să-și îndreptățească imoralitatea lor, oamenii din vechime, făcând niște zei, niște Dumnezei după chipul lor. Deci Zeus și-a omorât copiii, femei, Zeus suprema lor, și-a omorât copiii, soții bună, alta, a treia. Deci pe Olimp se considera locul unde locuiau munții, locuiau zeii. Deci Olimpul era casa tuturor la tot desfrâul, acolo se întâmpla tot desfrâul. Și atunci asta a afectat poporul. Poporul care se închina, care urma așa o religie, tot așa erau și ei. Și Corintul era un oraș atât de destrăbălat. În jurul Corintului erau 24 de temple. Un templu era a Afroditei, a zeiței dragostei. Și acolo erau preotese care erau prostituate. Deci ei la prostituție au dat o înfățișare sfântă, că oricine venea să se închine acolo, plătea prostituatele astea preotese, întreținea relații cu ele, ca apoi să aibă succes în dragoste. Deci de asta venea acolo. Mai era un templu a zeului Apollo. Și la templul ăsta a zeului Apollo erau băieți adolescenți care se prostituau cu homosexuale. Deci băieți adolescenți, ei s-o cotiți preoți. Asta eu v-am zis doar numai câteva lucruri, ca să vă închipuiți ce oraș. Deci într-o parte, cam ce moralitate credeți că venea un oraș de la așa un... Cine venea în orașul ăsta? Deci lucrurile erau atât de desfrânate, desfrâul era atât de mare, încât preotesele astea de la templu, lumea nici nu se mai ridica la ele. Nu mai venea până la templu nimic, deci tot desfrâul făceau în oraș. Și ele trebuiau să vină să îmbli cu cerșitul prin oraș. Că n-aveau cu ce trăi. Veneau ăștia. Desfrânații de la temple veneau în oraș să îmbli cu cerșitul. Că nici măcar de așa numitele servicii ale lor nu se mai foloseau nimeni. Acum, într-o așa un oraș, când a venit Pavel, Duhul Sfânt i-a spus noaptea, vorbește, că am aici multe suflete în orașul ăsta. Și așa s-a pornit biserica. Biserica din Corint a fost biserica cu cele mai mari probleme. De fapt, și probleme morale, ați văzut, au fost cele mai mari aici. Aici s-a întâmplat în Corint. Deci situația din oraș a afectat și biserica tare. Pentru că în capitolul 5 din 1 Corinteni spune că unul din biserică trăia, întreținea relații sexuale cu mama lui vitregă, cu soția tatălui lui. Și în biserică au aflat, dar n-au luat nicio măsură, nimic. Adică au închis ochii. Pentru că ei nu i-au deranjat lucrul ăsta. Deci în biserică cineva o căzut în incest și cineva nici nu-i deranjează că l-a căzut într-așa ceva. Pavel foarte înfuriat a scris, capitolul 5. Cum așa, zice, și voi v-ați mândrit și nu l-ați dat afară pe răul acela, n-ați luat măsuri cu privire la el. Categoric, acum, repede, zice el, dat afară pe mâna satanii, scos așa. Un astfel de om nu poate să rămână aici. Nu știți că puțin a luat dus pește toată plămădeala, adică dacă îl lăsați pe omul ăsta, toată biserica o să rămână așa. O să devină toată biserica așa. Nu se poate să tolerați astfel de lucruri. Și apoi, la capitolul 7, Pavel zice, cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, corintenii au pus întrebări. Cum trebuie să fie comportamentul sexual al unui sfânt? Sfântul are și el sexualitate. Este un om ca și toți oamenii. Dumnezeu i-a dat sexual, i-a dat sexualitatea la toți. Cum un sfânt trebuie să se poarte relația sexuală în toate? Cum e comportamentul normal sexual al unui sfânt? Și acum apostolul Pavel începe să îi explice. Și spuneți-mi voi de aici, care e primul lucru care îl spune el, Pavel? Cu privire la felul cum trebuie să ne purtăm. Și acum când zic relația sfinților cu persoane de sex opus, eu nu voi vorbi despre relația din căsătorie. Iată, vă recomand la toți să faceți cursul Căsătorii fără regrete. Lecția nouă din cursul Căsătorii fără regrete tocmai ține despre aceea cum să fie o relație corectă, frumoasă, sfântă între soț și soție. O relație sexuală frumoasă, corectă și sfântă în căsătorie. Lecția noastră nu e despre asta. Deci lecția noastră acum exclude ceea ce ține de căsătorie. Noi vorbim despre relațiile cu restul sfinților. Da? Deci
ai soția ta, dar sunt multe femei în biserică. Cum te porți cu celelalte femei, fete din biserică? Ai soțul tău, dar sunt mulți bărbați, băieți în biserică. Cum te raportezi la ei în biserică? Corect. Nu ești căsătorit. Cum te porți cu toată partea feminină din biserică? Nu ești căsătorită. Cum te porți cu toată partea bărbătească din biserică și numai cu toți sfinții? Iată, despre asta e lecția noastră. Ați înțeles, da? Tocmai de ce eu am pus numai versetul 1? Pentru că de la versetul 2 în jos vorbește despre relația între soț și soție. Ați observat asta, da? Așa. Deci, ce aflăm din versetul 1? Ce spune? Nu este bine ca bărbatul să se atingă de femeie. Și cuvântul ăsta să se atingă aici, cei care ați studiat cursul căsătoriei fără regrete, știți bine ce înseamnă cuvântul ăsta să se atingă, ce încărcătură poartă cu fraza asta să se atingă. Să prindă, să prindă un foc, să stârnească pofta sexuală. Deci se referă la atingeri care stârnesc pofta sexuală. Și este un lucru știut, femeile, pofta sexuală a femeilor este stârnită prin atingeri. Tot așa cum a bărbaților este stârnită prin vedere și prin atingere, dar mai ales prin vedere, prin ceea ce vede. Da? Atunci îi spune un bărbat să nu facă asta. Să nu facă atingeri care stârnesc pofta sexuală. Da? Vorbim aici despre pacea Domnului, Violeta? Strângem mâna. Despre asta vorbim? Vorbim despre asta? Irinuț, ne întâlnim noi cu tine, ne-am văzut de mult timp. Scoală puțin. Da? Și Irinuța, care îmi este ca o fiică. Despre asta vorbim? Despre ce vorbim? Despre... Tica mi-a arătat la mama. Asta arăt, nu, Tica nu-ți demonstrează asta. Tica mi-a arătat spre mama. Tica să demonstrezi diferența. Nu, diferența nu-ți demonstrează. Dar... dar... Vorbim despre atingeri care stârnesc gânduri care nu trebuie să fie stârnite. Vorbim despre astfel de atingeri. Deci un bărbat sfânt nu va face așa ceva. Și eu pun o întrebare la fete. Fetele, voi simțiți diferența? Simțiți diferența când un bărbat face o atingere cu nuanță de ceea? Voi simțiți diferența? Fetele, femeile, simțiți diferența? O simțiți, așa? Inclusiv poate să fie măcar și o strângere de mână. E drept, e adevărat? Poate fi o strângere de mână cu nuanță de ceea și voi ați simțit-o, că e o nuanță care nu-i bună. E o nuanță nu bună. Deci înseamnă astfel de lucruri ne spune bărbații să nu facă. Astfel de lucruri să nu facă nimeni, să nu stârnești nimic. Un bărbat sfânt nu va face așa ceva. Dar și o femeie sfântă cred că va opri astfel de lucruri, așa? Dacă va simți în strângerea de ceea de mână sau în îmbrățișare va simți așa, se pare că ea va evita. Va evita, ea nu va accepta. Pentru că nu vei da voie să fie aprins un foc care nu trebuie să fie aprins. Focul acela este pentru soțul tău. Focul acela trebuie acolo să fie aprins, în relația ta de căsătorie. Asta e locul, să te bucuri de el, dar altfel nicăieri nu vrei să-ți fie aprins focul ăsta. Pentru că dacă va fi aprins, îți vor fi aprins dorințele sexuale, nu te mai poți bucura de pace cu Dumnezeu, nu ai liniște în suflet, ți-i tulburată inima, nu-ți trebuie să-ți fie tulburată inima de așa ceva. Vrei să ai pace, liniște. Hai să mergem la următorul verset. La următorul verset. Matei 5, vestita predică de pe munte. De la versetul 27 până la 30. Și spuneți-mi voi, ce vedem aici? Cum să nu prea curvești? Domnul Iisus zice, s-a spus celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun. Eu vă spun și El ne spune ceva. Deci un lucru clar, categoric este că sfinții nu vor merge la prea curvii niciodată. Ei sunt sfinți. Ei nu merg la astfel de lucruri. Dar Domnul Iisus merge mai departe, de undeva de unde se începe prea curvia. Și ce spune Domnul Iisus? Să nu te uiți la o femeie ca să o poftești în inima ta. Așa. Deci deja a prea curvit. Cine se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui? Așa prea curvit cu ea. Deci cine se uită la o femeie cu intenții sexuale, cu dorințe sexuale și întreține privirile astea, așa? Întreține privirile. Exact. Deci aspectul sexual... I-a atras privirile și el întreține privirile astea.
Întreține privirile astea. Așa? Deci nu-i, nu-i normal. Nu-i normal așa ceva să faci. Exact. Filmele pornografice, striptease bar. Materiale pornografice. Acum inclusiv și panouri publicitare. Panouri, deci exteriorul sexual a femeii e exploatat la maxim și în industrie și în orice vrei. E folosit. Deci, oriunde, oriunde vei vedea, vei vedea asta. Întâmplător o văzut și s-o prins, s-o aflis, îmi place, uite, dar nu foarte adevărat. Deci scrim aici, un sfânt asta nu va face. Un sfânt nu va întreține astfel de priviri. Un sfânt nu va întreține astfel de priviri. Deja am văzut tot despre bărbat. Un sfânt nu va provoca astfel de gânduri și nu va întreține astfel de gânduri, așa? Un bărbat sfânt nu va provoca dorințele sexuale ale unei femei care nu este soția lui. Afară de soția lui, el nu va provoca dorințele sexuale a nimănui. Și un bărbat sfânt nu-și va opri, nu va lăsa să fie provocate dorințele lui, să fie stârnite dorințele lui privind la o femeie care nu este soția lui. Admirând sexualitatea unei femei care nu este soția lui. Deci nu este un lucru la care trebuie să privești. Iată cum vom vedea un caz practic, concret. Neprihănitul Iov. Dumnezeu spune, nu era nimeni neprihănit ca el. Atunci, așa? Dar neprihănitul Iov avea o fire ca așa noastră cu voi. Era și el bărbat, avea și el dorințe sexuale, cum avem noi toți. Avea și el sexualitatea lui. Cum și-a hotărât el întrebarea asta? Hai să vedem ce a făcut el. Că el împărtășește cu noi niște sfaturi bune, cu noi sfinții, cu bărbații sfinți. Și dacă noi vom urma sfaturile lui, ne va fi bine la toți. Ne va fi bine la toți. Citiți cu atenție. Iov, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 12. Eu am zis 1, 31, da. Iov, capitolul 31, versetul de la 1 la 12. Și acum haideți să vedem. Cine spune Iov? Cine învață el? Care e învățătura pe care mi-o dă el? Deci el a făcut un legământ cu ochii lui. Care e legământul ăsta cu ochii lui? Să nu-și oprească privirea asupra unei fecioare. Deci când zici fecioară, tocmai că este o fată sexual atractivă tare, o fată în floarea sexualității ei din punct de vedere exterior, da? Când e la exterior arată deosebit de frumoasă. Și el zice, am făcut o înțelegere, un legământ cu ochii mei, să nu-mi opresc privirea asupra unei fecioare. Dar ce s-ar întâmpla dacă și-ar opri privirea? Ce s-ar întâmpla? Exact ce a spus Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus a spus, cine se uită la o femeie ca să o poftească, aș prea curvit cu ea în inima lui. Deci dacă și-ar opri privirea asupra fecioarei, ar pofti-o în inima lui și ar prea curvi cu inima lui. El omul a făcut o înțelegere cu ochii lui, a luat o hotărâre pentru viața lui. A hotărât să nu-mi opresc privirea asupra unei fecioare. Deci din moment ce firea mea devine interesată de exteriorul fetei astea, am curmat privirea, am oprit. Nu mai vreau să mai privesc. E normal să nu mai privesc. Ei au continuat așa. De mi s-a bătut șoapă pe calea cea de-a de mi-a urmat inima ochii. Foarte corect. Deci, dacă îți oprești ochii, inima va urma ochii. Gata, mintea va începe să facă planul. Deci n-a lăsat în felul ăsta faptul că a curmat privirea. Acolo când privirea a început să ia altă întorsătură, să privească altceva, atunci el a curmat-o. Pentru ca inima să nu-i urmeze ochii, să nu-mi urmeze inima ochii. Pentru că zice, dacă mi-a urmat inima ochii, atunci se lipește întinăciuni și de mâinile mele, așa-i? Și mi se bate piciorul de la calea cea dreaptă. Și nu vreau să fie așa. Și încă versetul nou ce spune? Versetul nou mai zice. Nu mi-a lăsat inima amăgită de vreo femeie. Nu mi-a lăsat inima amăgită de vreo femeie. Și s-ar putea întâmpla și în rândurile noastre a sfinților să vină femei care vor să amăgească. Și asta este o realitate care trebuie să o recunoaștem. Cum sunt bărbați stricați, sunt și femei stricate. Care vrea să se ducă. Vrea să-i se ducă pe sfinți, vrea să
face. Și atunci ar spune, nu, nu-mi las inima înșelată. Veghez foarte bine. Când este vorba de așa o femeie, departe, am rupt orice, orice ce, imediat, nu mai vreau nimic. Gata, am simțit, nu mai ai simțit o nuanță, nu bună, ceva, rup, gata, opri tot. Tot, nu mai vreau nimic, nu vreau să dau voie cuiva să-mi înșel inima. Pentru că, vezi, asta e un aspect a vieții așa în care, fiind stârnite poftele, omul parcă se îmbeată, parcă nebunește, nu mai vede, nu mai pierde simțul realității. Sau n-ați văzut asta cum se întâmplă? Când s-a stârnit pofta sexuală a omului, omul pierde simțul realității, el nu-și dă seama ce o să urmeze, gata, consecințele nu mai joacă niciun rol în capul lui, nu mai e nimic, el crede totul numai la moment, la plăcerea asta de moment, mai mult nimic. Atunci când ți-ai înșelată inima, deci nu da voie să-ți înșele inima, dacă ai văzut că este cineva care vrea să-ți înșele inima. Și asta se aplică și la bărbați și la femei. Când ai văzut că este cineva care... Și cum o să o facă? Cum o să o facă cel care vrea? Dacă e o femeie care vrea să-ți înșele inima, e normal o să apeleze la... la partea slabă a fiecărui bărbat. La ce? La vedere, nu? La vedere, la vorbă, Biblia spune, o să-ți vorbească într-un fel, o să apeleze cu niște purtări sexuale, gesturi sexuale, lucruri care timbii tare. Dacă ești femeie, vei ști că ți va vorbi lucruri care nu trebuie, atingeri, vor începe să apară atingeri cu nuanță. Deci, ai tăiat, ai curmat tot, nu lăsa să-ți fie înșelată inima. Pentru că atunci când se strânește pofta sexuală, omul pierde simțul realității. Nu se mai gândești, stai, sunt consecințe, stai, ce se întâmplă cu mine, încotro eu merg, ce o să fie mai departe? Dar eu mă gândesc ce sacrific acum, eu sacrific relația mea cu Dumnezeu, eu sacrific relația mea cu soția mea, cu soțul meu, eu sacrific modelul care trebuie să-l las copiilor mei, ce fac eu acum, nu? Așa? Deci omul pur și simplu pierde simțul realității, nu se mai gândești, gata. Gata, un bătat, ca un om beat, ca un om beat. Deci dorința sexuală îți poate îmbăta mintea ca și alcoolul sau alte, sau ca drogul. Nu vrem așa ceva. De asta nu lăsa să-ți înșele inima nimeni. Nici o femeie, nici un bărbat să nu-ți înșele inima. Următorul text. Exod 20:17. Ia să vedem. Cine știe? Cine îl știe pe din afară? Și poate să nu prea curvești. Una din poruncile din Decalog spune să nu prea curvești. 14? Ah, stai. 17 e alta, este adevărat. Să nu poftești. Și este acolo ceva cu care ține nevasta aproape lui tău, da? Și noi în biserică suntem familii căsătorite. Noi suntem familii căsătorite, așa? Și Scriptura îți spune să nu poftești nevasta aproape lui tău. Nu. Taie gândul, curmă gândul aici. Nu. Să nu poftești nevasta aproape lui tău. Mulțumește lui Dumnezeu de nevasta ta, admiră-ți nevasta ta, bucură-te de nevasta ta, ții ți-a dat nevasta ta să te bucuri de ea de plin. Nu pofti nevasta aproape lui tău. Acum să deschidem Efeseni. Efeseni, capitolul 5. Versetele de la 3 până la 7. Din versetul 3, ce scrim când e vorba de comportament cu persoanele de sex opus? Ce spune? Despre noi sfinți. Aici vorbești despre viața dinăuntru bisericii. În biserică. Cum noi în biserică ne purtăm? Curvia sau orice fel de necurății. Fel de forme de care acum toată ziua le discută și le... Da? Fel de forme de sex. Perversiuni. Ce spune? La noi, cum e la noi, la sfinți? Nici să nu fie pomenit. Curvia și orice fel de necurății. La noi nici nu trebuie să fie pomeniți. Nici nu stăm să întreținem discuții despre ele. Nici nu vrem să vorbim. Așa ceva noi nu vorbim. Așa?
Păi, acuși mergem la următoarea, că intră în context, ca să vedeți că glumele proaste de aici se referă la cele cu tentă sexuală, că iau-te, versetul 3 vorbește despre sexualitate și versetul 5 tot despre sexualitate vorbește, nici un curvar, așa? Iar concluzie. Deci înseamnă, ce fel de glume proaste, zice, să nu se audă nici cuvinte porcoase, cele mai multe înjurături sunt cu chestii care țin de sex, așa? Ia n-amintiți-vă de când n-ați fost credincioși sau ceea ce ați auzit necredincioși. Cum toate sunt numai decât cu ceva elemente de sexualitate, așa? Aproape toate. Aproape toate. Nu știu dacă găsești. Nici nu trebuie să le găsești, să le cauți. Dar care le-am auzit noi, da? Deci ne spune aici cuvinte, să nu se audă cuvinte porcoase. Nici vorbe nechipzuite. O vorbă nechipzuite că ai zis-o și omul a înțeles altceva decât ai vrut tu. Dar aici vedeți într-un context sexual. Bine, principiul de aici se aplică la orice. Dar nemijlocit ne vorbește, în primul rând ne vorbește la ceea ce ține de sexualitate. Deci nu glume care stârnesc asta, da? Nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase. Nu-i cuvincios să vorbești așa. Deci sunt lucruri care la sfinți nu-i cuvincios să le vorbească. Nu trebuie să vorbite lucrurile astea. Între sfințele nu se vorbesc. Nu trebuie să nici pomenite, spune. Deci asta și cei maturi, și copii, și adolescenți nu fac glume de felul ăsta, nimic. Nu. Asta este un lucru care... Noi nu vorbim astfel de lucruri. Mm-hmm. Ești, chiar dacă ești cu necredincios, chiar ești, dar de ăștia care vorbesc, poți să nu întrebi. Exact. Sau niște bancuri de astea cu tentă sexuală, bancuri ceva și tu ai stat cu ei, te-ai râs bine, îl duci mai departe, spui la sfință. Când ești la un serviciu și colegul de lucru mai în jur, e una, dar când te duci la petreceri și toți vorbesc porcării, dar tu stai, n-ai treabă. Mm-hmm. Nu. Deci noi, sfinții, nu vorbim așa ceva. Astfel de lucruri noi nu vorbim. Nu întreținem astfel de discuții și între noi nu vorbim. Pentru că cuvintele au și ele puterea lor de a stârni dorințele sexuale, de a forma concepția omului despre sexualitatea. Da, pornește mintea, auzi ceva și gata, mintea începe a derula. Nu, noi nu vrem nici cu vorbe, nici cu nimic noi nu vrem să stârnim. Noi nu, pur și simplu, nu vorbim lucruri de astea. Lucrurile, nu avem noi ce vorbi de astea, astea nu sunt. Noi, ceea ce ține de intimitate, la noi intimitate, la ceea ce ține de sexualitate, sexualitatea este rezervată pentru familie, pentru soț, pentru soții, pentru dormitor, pentru ei doi, ai tot. Gata. Mai mult, asta e un domeniu care nu iese în dormitor. Nu iese de acolo. Versetul 5. Ce spunem? Zice că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere și așa mai departe, n-are parte de moștenire în Împărăția lui Dumnezeu. Deci stați puțin. Comportamentul ăsta sexual cum? Permisiv, așa. Faptul că îți permiți să vorbești cuvinte porcoase, să faci asta, așa, asta pune în pericol. Ce pune în pericol? Moștenirea ta din Împărăția Cerului spune, n-are moștenire, așa zice. N-are parte de moștenire. Nici un curvar n-are parte de moștenire în Împărăția Cerului. Tu vrei să pui în pericol moștenirea ta din Împărăția Cerului? Da, Matei spune că prea curvară și cel care tu este cu scoptea. Exact. Păi... Foarte adevărat. Și atunci vrei să pui în pericol moștenirea ta din Împărăția Cerurilor? Nu vrei. Vrei să pui în pericol moștenirea altuia? Nu vrei. Tocmai de aceea, dacă nu vrei, fii foarte atent la capitolul ăsta. Foarte atent. Nu vreau să pun în pericol nici moștenirea mea, nici moștenirea altora, la nimeni. Vreau să trăiesc frumos, ca un sfânt. Apoi, versetul 6. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte. Și iată, aici, în mod deosebit, vreau să mă adresez tinerilor. Dar nu e nimic strașnic dacă ne întâlnim. Dar și se întâlnesc și la ce? Dar la biserica aceea doar se întâlnesc. Dar doar la biserica aceea se întâlnesc. Dar doar și la biserica ceilalți se întâlnesc.
Dar ce păstorul ăsta nostru e așa radical în privința asta? De ce așa el ține că nu trebuie să ne întâlnim? Doar să întâlnești și acolo. Întâlnești și acolo. Am mai citit cartea Dragoste, Căsătorie, Curte și așa mai departe. Sau nu știu ce altă carte am mai citit. Am citit un blog pe internet. Am ascultat, nu știu. De ce așa? Ce spune Scriptura? Și mai ales că argumentele, toate argumentele celor care îndreptățesc întâlnirile, de unde vin? Din Scriptură sau de unde vin? Din experiență, da? Din judecată omenească, așa, din logică omenească. Cum să nu te cunoști dacă nu te întâlnești, dar așa, dar în lumea în care trăim noi lucrurile s-au schimbat, sau niște argumente care nu sunt deloc din Scriptură. Și atunci, în felul ăsta, de aici ați vine ție... Ce îți spune Scriptura? Nimeni să nu te înșele cu vorbe de șarte. Nimeni să nu te înșele. Sau îți spune, a, nu mai este nimic strașnic. Niște, încet, încet îți împinge niște, să accepti niște practici care nu sunt normale, ele nu trebuie să fie. Și tu lași să... Și vreau să vă atrag atenția, tot în contextul ăsta sexualității îți spune, nimeni să nu te înșele cu vorbe de șarte. Deci îți spune niște lucruri care nu au o temelie biblică, dar tu le iei drept corecte. Mai ales că firea ta tot asta vrea, că dacă ești tânăr, vrei, vezi colegii tăi la școală, îți duc la întâlniri, fetele la școală vorbesc cum au fost la întâlniri, băieții tot așa, se îmbrățișează între ei, se sărută, se strâng în ochii tăi toți. Normal, firea ta cere asta, așa e sau nu? Firea ta cere, vrea și ea asta, vrea așa ceva. Tu ce faci? Te lași înșelat de vorbe de șarte? Mai ales dacă mai fost destul să-ți spună cineva, da la biserică acolo fac asta, e tot normal, e tot ok. La MCTV au filmat echipa o emisiune despre întâlniri. Cred că ați privit-o, una din cele mai privite. Și foarte interesant, au luat de pe prispa unei biserici, la ieșire, când ieșeau, au luat interviu la tinerii care ieșeau, printre ei și lideri. Și când au întrebat, cum credeți, întâlnirile e normal pentru creștinii să întâlnească? Da, da, dar cum altfel ori scunoască? Dar cum? Toți ca unul. Da, normal, e bine, da, normal, dar cum, cum scunoască altfel? Nu se pot cunoaște altfel. Și bravo, persoanele care au pus interviu. Au pus imediat următoarea a doua întrebare. Este biblic? Nu. Toți ei, toți ca unul. Nu. Măcar bine că au fost cinstiți și au recunoscut. Este biblic? Nu. Altuși, nu. Dacă după Biblie nu se poate. Dar cum atunci e normal și după Biblie nu se poate? Voi ieșiți din biserică pe prispa bisericii. Pe prispa bisericii vă întrebate. E normal? E normal. E biblic? Nu e biblic. Dar ce mai veniți voi la biserică? Ce căutați voi la biserică? Întrebare. Voi la biserică veniți ca să trăiți potrivit cu Scriptura sau veniți ca să trăiți cum vreți voi? Cum credeți voi că e normal? Deci nu e biblic, dar e normal. Vă recomand să căutați numai decât emisiunea sau mai priviți. După ce, când ajungeți acasă, căutați emisiunea Adevărul despre adevăr, întâlnirile. Și apoi o să vedeți cum răspund. Și apropo, acolo avem o discuție la subiectul ăsta, însă eu ce vreau să vă zic? Nu vă lăsați înșelați de vorbe de șarte. Sau invers, cineva vrea să aducă practici necurate. Să le prezinte că normal, nu-i nimic rău, nu-i... Deci practici care sunt necurate, ele nu sunt normale, nu sunt. Dacă se ajunge la festivalul ăsta homosexualilor, aduc păstori, preoți și necurtează activitățile lor. Activitățile lor, deci, da. Deci tu ajuns până acolo, de la întâlnit până la aceea și homosexualitatea nu-i păcălă. Exact. Deci oamenii să dovedesc orice. Nu, da voi, nu te lăsați să fii înșelat de vorbe de șarte, sunt acele care n-au temelie biblică, n-au temelie scripturală, ele nu sunt întemeiate pe Sfânta Scriptură. Vor să-ți impună niște practici care nu sunt întemeiate pe Sfânta Scriptură. Și întâlnirile astea, ele par nevinovate, în aparență sunt numai. Vreau să vă zic, sunt foarte periculoase. De aici se începe. Toți spuneți, gata, ai dat drumul la minte, ai dat drumul minții, ai dat drumul la tăvăluc, care o să meargă la vale și o să-ți dărâme viața. Nu permite nimic. Lasă mintea să stea la locul ei. Să stea bine, întreagă, ca să te bucuri. Încă mai spune ceva aici. Deci nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultării. Să nu vă întăvărășiți dar deloc cu ei. Cu cine? Cu cei care vin cu vorbe de șarte. Nu ai ce te întăvărăși cu ei. Cei care vin și toată ziua încearcă să te convingă, lasă, domnule, la voi, la biserică aceea, să nu te întâlnești. Cum nu te întâlnești? Toată lumea se întâlnește. Ce așa, lasă. Și tu stai să întreții discuții? Nu, nici nu vreau să întreții în discuții. Așa e corect. Nu trebuie să te întâlnești. Nu mergem noi la întâlniri. Noi vrem să ne păstrăm mintea curată, sfântă.
Noi nu mergem la astfel de practici, nu se acceptă la noi. Iată așa, și nu stai. Nu stai să te înșeli cineva. Deci spune să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. E un principiu, e un principiu important care ține de comportamentul nostru sexual față de nu mă întovărășesc cu persoanele care au comportament de ăsta prea liber, da? Dacă am văzut ceva care nu-mi place, nu vreau să mă întovărășesc. Pentru că Scriptura spune tovărășiile rele, ce fac? Zi, Natasha. Nu dispar. Nu dispar, da. Exact. Și cum Pavel spune că m-am învățat să mă port astfel cu corpul meu. E foarte important pentru băieți să-mi să controlezi mintea. Exact despre asta am vorbit marți. Marți la tineret le-am spus, dacă te-ai deprins, faptul că mergi la întâlnire, ai început să flirtezi. Da. Flirtul gata, devine parte din tine. Ți-ai format obișnuința de a flirta și tu nu te poți debarasa de ele. Ți-ai pornit mintea să fii totdeauna în căutarea cuiva de sex opus, unui obiect de sex opus. Când te-ai căsătorit, tot așa, în loc să te bucuri de soția ta, mintea să fii numai cu soția ta, să, abia să aștepți să vii la ea, să fii îmbătat de ea, cum îți spune Scriptura, așa te învață Scriptura. Fii îmbătat de nevasta ta, drăgălășile ei stimbete. Mintea ta nu se poate bucura de soția ta, pentru că mintea ta totdeauna caută alt obiect, alt obiect, alt obiect, în biserică, în afara bisericii, la școală, oriunde n-a fi. Mintea caută alt obiect, alt obiect. Alt obiect și flirtează cu alt obiect. Sau poate nu flirtează, dar mintea caută. Un om a cărui minte caută continuu altceva, nu se poate bucura. Tot așa e și fiul. Exact. Acum cel mai nevinovat fiul are da. Acum, mi-a spus cineva care, unul din studenți, unul din studenții de la facultate acum, la Institutul de Studiu Biblic, le-am dat să completeze lecția aceea dragoste adevărată așteaptă. Și deci s-a întâmplat să facă cu cineva, cu o fată care ar vrea să fie misionară. Chiar zice și-a încercat să facă misionară. Și când a ajuns la momentul să semneze, o zice, chiar nu semnează. Cum adică să nu semneze? Nu, a zis că eu nu vreau să fac promisiuni, ca pe urmă, zice, diavolul să mă ispitească mai tare, sau nu știu ce. Și înseamnă, tu ai lăsat rezervi, dacă nu faci promisiuni, înseamnă că ai lăsat rezervi, că s-ar putea întâmpla să fii și altfel. Nu. Și zice, am mai văzut odată că fata respectivă, zice, ea privea un film. Un film în care erau cam prea frecvente scenele sexuale și pe ea nu deranja scenele sexuale. Deci ea privea scenele sexuale mai departe, nu deranja mai departe. Deci, zice, atunci am făcut legătura. Deci filmele, privind filmele astea și scenele sexuale, dar chiar ea gândește, chiar trebuie să privești filmele cele. Alege filme care înveți ceva. Totdeauna, înainte de a privi un film, puneți întrebarea. Ce vreau eu să învăț din filmul ăsta? Ce efect o să aibă filmul ăsta asupra mea? Noi nu mergem în extreme de astea ca să interzicem la toată lumea, să nu privească filme, să nu asculte radio, să nu mergem noi în astea. Noi lăsăm mai discernământul omului. Omul, dar am un principiu. Am un principiu, așa e? Sunt filme care nu am ce le privi, că eu nu am nimic de învățat din filmele astea bun. Sunt filme care pot învăța un lucru bun, nu? Pot vedea niște lucruri bune, pot vedea, dar sunt filme care nu am ce învăța nimic. Nu le privesc, nu-mi trebuie. Deci nu vă lăsați înșelați, pentru că filmul cel încet, încet te poate înșela. Următorul text, 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Versetele de la 3 până la 8. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele de la 3 până la 8. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. A noastră, a credincioșilor. Ce trebuie să facem noi totdeauna? Să ne ferim de curvii. Să ne ferim de curvii. Totdeauna. Curvia totdeauna rămâne un pericol, sau nu? Totdeauna curvii. Dar n-ai văzut oameni care parcă au fost bine și mai bine? Și la 40, la 50, la 60 de ani și au ieșit din minți. Și au ieșit din minți. Dom'le, ce-a fost? Ce-i cu el? Cum așa? A trăit viața normal până aici și a ieșit din minți.
Cu nicret, da, cât ești tânăr, poftele s-a tinereți. În tinereți numai poftele te ispitesc. Dar pe urmă, gata, ești liniștit. Nu, 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 diavolul este ca un leu care dă târcoale și caută pe cine să-l înghită. El vrea să te înghită oricând, dacă e posibil, cu o clipă înainte de moarte să te înghită, ca să nu mergi în împărăția cerului. Și îți dimineți, adică nu ai cum să pot. Asta am agit de o femeie. Da, am agit de o femeie, exact. Așa? Deci, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Fiecare să vă feriți de curvii. Și acum versetul 4, ce spune? Fiecare de noi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Deci să-l stăpânească înseamnă să-l țin, așa? Să-l țin. Vasul ăsta, trupul ăsta care mi l-a dat Dumnezeu, eu trebuie să-l țin în sfințenie. Să știu să-l stăpânesc. Și trebuie să știu cum, drept ai zis, Radu, trebuie să știu cum să faci asta. Trebuie să-mi știu. Fiecare se cunoaște pe dânsul, așa? Știe el care sunt pornirile lui, care sunt slăbiciunile lui. Trebuie să-mi știu care îmi sunt slăbiciunile, care îmi sunt pornirile și să știu cum eu mi-administrez trupul meu și dorințele mele sexuale, să știu cum mi le administrez, cum mă păzesc. Așa e sau nu? Așa ne învață Scriptura. Pentru că imediat pune un contrast pe urmă. Ia uitați. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și în cinste, nu în aprinderea poftelor. Nu dau voie la niciun lucru să-mi aprindă pofta. Nu dau voie la nimic. Nu dau voie la lucrurile care aprind pofta. Nu mă expun niciodată la lucruri care aprind pofta mea. Știu, asta mi-aprinde pofta, asta mi-aprinde... Nu, categoric. Eu n-am ce mă... Pentru că a mă expune la lucrurile care aprind pofta înseamnă a-mi pune în pericol sfințenia mea. Deci... Internet, de acum... Așa... N-ați uitat ce spune, niciun curvar n-are parte de moștenire în împărăția, niciun curvar și niciun stricat n-are parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Vă amintiți ce am citit? N-are parte, să nu mă înșel. Deci asta nu e o chestie care, las că va închide Dumnezeu cumva ochii, ci Dumnezeu nu știe că am trăit în era internetului, când era imposibil să deschidea internetul și săreau fete goale de peste tot, ci Dumnezeu nu știe? Știe Dumnezeu bine. Dar cuvântul ăsta e valabil și pentru era internetului. Și în era internetului ți-a spus, fiecare să știe să-și stăpânească vasul în cinste și în sfințenie, așa? Fiecare. Și iar, ia uitați-vă, nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, iar în contextul ăsta sexual, lucrurile în context sexual sunt vorbite. Vă atrag atenția. Da, cum? Sexual, da. Să nu fii cu vicleșug. Deci în timp de cursă și nici nu-și dă seama. În timp de cursă îl seduci, încet, încet îl seduci. Și spune, nimeni să nu fie așa în relații. Nu fă așa, dar nici nu fii prost și nu lăsa ca cineva să te seducă. Nu fii prost și nu fii proastă. Nu lăsa cineva să te seducă. Fii foarte atent, foarte atent. Nu-mi întinde cumva cineva mie curs acum? Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfinței. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om. Că vezi, îl ne socoteau și pe Pavel. Pavel le spunea, dar la cineva și da ce? Las că în vremea noastră e altfel, ci altfel trăim în vremea noastră. Nu, zici, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu care ne-a dat și Duhul Său cel Sfânt. 1 Corinteni 16 cu 20. Hai că ajungem la un subiect... 1 Corinteni 16 cu 20. N-ați uitat care era situația în Corint? N-ați uitat? Încă o dată vă amintesc contextul din Corint. N-ați uitat? N-ați uitat, da? Și acum ce spune? Dar de ce vă râdeți? Spuneți și mie. Ce-am chipuit? 1 Corinteni 16 cu 20. Da? Da, deci stai puțin. Pavel spune, în primul rând, el a spus, când vă întâlniți, cum a zis? Hai încă o dată.
toți frații vă trimit sănătate. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă, zice. Deci așa se salută sfinții, cu o sărutare sfântă. Cred că este o deosebire într-o sărutare sfântă și o sărutare care nu este sfântă. Care e deosebire? Care e deosebire într-o sărutare sfântă și o sărutare care nu este sfântă? Sărutarea sfântă nu are nimic după asta, nici o efect. Nu aprinde pofta. Sărutarea sfântă nu aprinde pofta, așa-i? Sărutarea sfântă... Dar ceilalți își pierde somnul, așa-i? La cealaltă sărutare își pierde somnul. Încă ce mai putem spune? Poate fi, dar atunci ea nu mai este sfântă. Atunci sărutarea asta nu mai este sfântă, așa? Atunci sărutarea asta nu mai este sfântă. Dacă cineva își pierde somnul și... Deci sărutarea o dus cu ea o altă încărcătură. Pavel spune cu o sărutare sfântă să vă salutați unul pe altul. Acum, e drept ce o zis Alexandru. Că în lumea în care trăim. Dar vreau să spun că contextul la care a scris Pavel nu era mai bun decât lumea în care trăim. Homosexualitatea era un lucru în biserică. Ascultați atent. Pavel spune, nu, v-am spus că teologii care au studiat, ei zic că au numărat că Pavel a plantat 36 de biserici. Și zic, bisericile plantate de Pavel erau între 15 și 30 de oameni, nu aveau mai mult. Erau la început, toată lucrarea era la început. Acum, dacă biserica din Corint avea între 15 și 30 de oameni, acolo cel puțin, era un curvar, un malah și un sodomit. Să vă explic ce înseamnă asta. Deci malah erau băieții ăștia de la templu și cei care se purtau ca ei. Deci asta, cel care într-o relație sexuală joacă rolul femeii, într-o relație homosexuală împlinește rolul femeii. Ăștia sunt malahi, care se vindeau, se prostituau cu sodomiții și se vindeau ei. Ăștia erau malahi. Sodomiți cei care mergeau la ei. Acum, Pavel, la capitolul 6, versetele de la 9 la 11, spune: nu vă înșelați, nici unul, nici așa, nici așa, nici malach, nici sodomit, nici curvar și număr multe altele, nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Și apoi spune: și așa ați fost unii dintre voi. Deci dintre ei cineva a fost malach, dintre ei cineva a fost sodomit, dintre ei cineva a fost, dar spune acum: voi ați fost curățiți, sfințiți, spălați, voi sunteți oameni noi. Gata, lucrurile vechi au trecut, sunteți făpturi noi. Și acum la oamenii ăștia, la sfârșitul epistolei, le spune: când vă întâlniți, salutați-vă cu o sărutare sfântă. Așa le spune, da? V-am dat context, ca să înțeleg, chiar nu în Corint, în biserică erau oameni care înainte au fost jos de tot. Cum? Jos de tot, nu se mai putea mai jos să fie. Deci oameni care au fost așa, acum erau sfinți. Și au rămas în același oraș, în bloc, în același oraș, sfinții. Deci o mărturie de... Dar interesant, nu spune că nu vă sărutați cumva, dar cum stăniți cu oftele. Spune că totele în viață nu vă sărutați. Da, deci însăși cuvântul ăsta, el foarte mult implică. O sărutare sfântă. Sărutare sfântă care e caracteristic pentru sfinți, care nu stârnește pofte, care nu face așa ceva. Da. Apropo, pastorul cela care a scris primul sfat, nu folosea apă de colonie, a doilea sfat, nu îmbrățișa niciodată femei, niciodată să nu îmbrățișezi femei. Hug, ceea ce în engleză spune hug, nu îmbrățișa niciodată. Al treilea lucru, niciodată să nu rămâi cu o femeie undeva numai tu singur. De exemplu, dat office sau ceva. Cum este adevărat, undeva face sens, dar nici... Ca să consiliez, da. Deci nu consilia niciodată, să rămâi, dar cum consiliez, dar cum omul vine să spun, cum omul are o problemă, cum o discut, nu poate discuta cu tine că să nu rămână singur? Da, deci, că interesant, pe urmă acolo la comentarii eu scris o femeie eu scris grozav. Domnule Uscă, dar tu ești păstor numai la bărbați? Sau ești păstor și la femei? Dar dacă urmezi toată lista care e scrisă acolo, tu mai rămâi păstor și la femei sau ești păstor numai la bărbați? Și tu cu tătul ai scos un segment din Biserica lui Hristos, l-ai scos într-o parte. Tu nu mai poți întreține relații la regulile astea care ți le-ai pus, nu mai poți întreține relații. Și apoi tot femeia aceea i-a scris lui, zice, da, având în vedere cât e de,
de răspândit homosexualitatea și așa, nu te temi, zici că vei fi învinuit, urmând regulile tale, nu te temi că vei fi suspectat că ești homosexual? Și așa tot, vezi? Deci înseamnă... Hai următorul să citim. 2 Corinteni 13 cu 2. Nu 2, 12, am greșit. Iar la Corinteni le spune și într-a doua epistolă. Cum? Tot același lucru. Spuneți-vă sănătate unii altora cu sărutare sfântă. Deci este ceva normal la sfința asta, da? Nu e ceva. Dar cred că și lumea din jur vede că asta este o sărutare sfântă, așa? Lumea din jur, dacă îi vede pe sfinți că se întâlnesc, lumea din jur vede, asta este o sărutare sfântă la ei. Deci ceea ce înseamnă că lumea nici prin cap nu-i trece, că poți fi ceva rău între ei. Așa? Este evident că e vorba de o sărutare sfântă, da. Ce spui? Când se întâlnesc președinți, când se întâlnesc chestii. Nici și nu găsești nimeni nimic. Deci, în general, mintea noastră începe să caute. Da. Da, la drept vorbind, și Domnul Iisus în predica de pe munte, vă amintiți că a spus că dacă voi îmbrățișați numai pe cei ce vă iubesc și așa mai departe, atunci zice, cu ce vă deosebiți? Voi de păgâni? Că tot așa fac, vă amintiți? De păgâni? Nu. Deci, depinde de ce pui asta, din caricatura care o pui, dar este foarte drept. Acolo unde ai spus că nu mă simt bine, bine ai spus, Liniuță, eu nu m-aș simți bine să fac. Apoi nu fac. Da, nu fac. Persoana, contextul în care crezi că nu este potrivit. Nu fac asta. Nu fac asta. Oriunde am simțit că ceva nu-i bine, gata, nu mai fac asta. Dacă am simțit, da? Nu ai încredere, da. Nu ai încredere să mergi cu unul. Sau dacă el destul odată nu m-a auzit, s-a privit cumva. Nu. Nu mai vreau. Pavel, nu pune tempi cu bărbați sau cu femei. Deci unii altora. Exact, că e lesbiană, da, poate să. Nu, deci eu... E foarte corect ce ai spus tu acum, că eu nu m-aș simți bine. Ok, ceea ce nu te-ai simți bine, înseamnă că ceva nu-i bine. Acolo unde tu nu te simți bine, nu. Acolo unde nu te simți bine, nu fac. 1 Timotei, capitolul 3, versetele 1 și 2. Aici sunt puse calitățile cui? Unui om? Unui episcop sau unui lider din biserică, unui om care se califică pentru a fi lider. Calitățile unui om care este ales să fie lider. Și aici spune așa, adevărat este cuvântul acesta, dacă răvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană și imediat. Primul lucru, ce spune? Bărbatul unei singure neveste. Alte cuvinte, cu un comportament ireproșabil sexual. Toată viața să fie avut un comportament ireproșabil sexual. Și până la căsătorie. Totdeauna, bărbatul unei singuri nevesti este cel care când s-a îndrăgostit de o fată, de o singură fată s-a îndrăgostit, s-a dus și a cerut-o în căsătorie, s-a căsătorit cu ea și mintea lui a fost totdeauna preocupată de o singură fată. Așa e sau nu? Mă rog, dacă i-a refuzat și nu vrut să căsătorească cu ea, nu mă poate nimeni băga în vină, așa? Nimeni nu poate băga în vină că el o să căsătorească cu altă fată. Dar important este că mintea lui, neîntemeiat, nu a hoinărit la alte femei. Mintea lui totdeauna a fost preocupată de o singură femeie. Toate pasiunile lui îndreptate către o singură femeie. Ai tot, mai mult nimic. Bărbatul unei singure neveste. Da, nu unul muiratic, nu unul care aleargă după fustie, exact. Deci nimic.
Că vezi, tot, el n-are liniște, se frământă tot în jur, una alta, una. E foarte periculos, fetele, să vă căsătoriți cu băieți de ăștia. E foarte periculos. Cu băietul care te poftește la întâlniri, azi pe tine, mâine pe alta, care e foarte periculos să te căsătorești. N-ai să fii fericit, pentru că mintea lui, tu n-ai să fii bucuria minții. Mintea lui nu o să fie preocupată de tine. Mintea lui totdeauna o să fie preocupată de altele. De altele. Și tu totdeauna ai să te simți prost. Pentru că nu vezi pasiunea lui. Sau chiar și dacă el face ceva, nu-i natural, că acolo nu sunt toate ingredientele necesare pentru o relație frumoasă. El poate face, se forțează să aibă o relație cu tine, dar nu, că mintea lui hoinărește, mintea într-o parte, mintea în alta. Nu-i mintea unde trebuie să fii. Nu accepta așa ceva, nu accepta să te căsătorești decât cu un bărbat care are mintea preocupată doar de tine, de o singură femeie, care nu i-a hoinărit mintea. Dar vezi că îi hoinărește mintea prin faptul că flirtează, prin faptul că merge la întâlniri, prin faptul că inițiază întâlnirile. Da. Deci nu accepta așa ceva. Următorul. 1 Timotei, capitolul 2. Versetul 9 și 10. Că aici tot este ceva care ține de sexualitate. Dacă acolo au fost de bărbați, aici de acum ține de femei. Femeile din biserică. Pavel aici în 1 Timotei îl învață pe Timotei cum să pună rânduiala în biserica din Efes. Toate lucrurile cum să le pună într-o bună rânduială. Să meargă viața bisericii bine. Și îi spune aici, vreau de asemenea ca femeile să se roage cum? Îmbrăcat în chip cuvincios. Cu rușine și sfială. Dacă nu-i cu rușine, atunci înseamnă că îi expune sexualitatea mai mult decât e cuvincios, așa? Deci femeile... Ce spune? Dacă prea lungă, nu înseamnă că nu. Deci nici lungimea fost, nici nimic. Aici îți dă un principiu. Asta e partea frumoasă în Scriptură, îți dă un principiu. Un principiu care e funcțional pentru toate culturile. Într-o cultură, într-un fel, în altă cultură, în alt fel, în alta, nu știu cum, dar este un principiu pentru un principiu care îți spune mintea cuvincios cu rușine și sfială. Când un bărbat vede o femeie îmbrăcată cu rușine și sfială, asta strânește respect, așa-i? Respect față de ea. Respect față de astfel de femeie. Vestimentația ei inspiră respect, da. În contextul creștin, asta e valabil nu numai pentru biserică. Oriunde. Exact, în orice loc. În orice loc. La biserică într-un fel și... Nu, înseamnă în orice loc. În orice loc o sfântă, o femeie sfântă, totdeauna se va purta, va îmbrăca într-un chip cuvincios, cu rușine și sfială. Înseamnă că sexualitatea ei nu expune într-un fel prin care oamenii pun la îndoială sfințenia ei, așa? Sau în care oamenii cred că poate avea alte intenții, poate avea alte... Da? Că după haine, cam judeci despre om, așa? Dacă o vezi că se îmbracă într-un fel sau în altul, sau în... Stai, femeia asta ceva caut, femeia asta ceva vrea, deci se îmbracă în halul ăsta. Deci se îmbracă așa. Ce va vrea? Un mesaj îl transmite prin hainele ei. Ce mesaj vrea să transmite ea prin hainele ei? Mm-hmm. Cred că versetul 8 e bun pentru bărbat, de exemplu. Mm-hmm. Dacă se poate să mă adaug aici. Da, zi. Când проводили вот это вот исследование, то взяли заключенных, которые были насильниками, и на экране мониторов показали просто какой-то переход или магазин, где было очень много людей. И сказали, кто был бы вашей потенциальной жертвой. И показывали одинаковые кадры всем. И почти все мужчины выбрали женщин, которые были одеты сексуально, то есть вели себя. Хотя девушки не знали об этом ничего. То есть. И это показывало, что девушка, которая так одевается, она так или иначе дает своего рода сигнал мужчине-насильнику, такой красный свет или такой зеленый свет, что вот я человек. Da, asta e una și alta e comunică despre sine o femeie îmbrăcată așa că prețul ei e jos. Și femeie care se îmbracă așa, ea comunică că ea are preț jos. Pune în valoare sexualitatea. Da, valoarea ei e mică. E de valoare mică femeia asta.
Deci asta e un mesaj care îl transmite bărbatului primul. Dacă s-a îmbrăcat așa, valoarea e mică. Ușuratică. Ușuratică, cu valoare mică, nu... Următorul, 5, tot 1 Timotei 5, de la versetul 9 la 15. Aici tot așa, în biserică, erau femei văduve. Văduve înseamnă că dorința ei sexuală nu e împlinită, ea a fost căsătorită, a avut soț, a avut o viață sexuală înainte. Acum nu mai are viața aceea. Acum este un alt mod de viață pe care îl are ea. Cum femeia asta se va purta în continuare? Și păstorul trebuie să-i dea niște învățături potrivite. Deci cum în biserică se sparte? Hai să începem a citi. O văduvă, ca să fie înscris în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani. Să nu fie avut decât un singur bărbat. Să fie cunoscută pentru faptele ei bune. Să fi crescut copiii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fie ajutat pe cei nenorociți, să fie dat ajutor la orice faptă bună în biserică. Deci înseamnă că femeia asta a fost o femeie credincioasă totdeauna. Ei au murit soții, ei au avut un singur soț, ea și-a dăruit viața copiilor, apoi și-a dăruit viața sfinților. Se vede aici cum și-a dăruit viața ei în întregimii sfinților, ei au slujit sfinților. Acum zice, o astfel de femeie, când împlinește 60 de ani, ea se treacă în lista văduvilor. Ce înseamnă? De la 60 de ani ea va avea pensie din biserică. Biserica o întreține. Și vreau să vă spun aici un moment. Biserica nu este organizație filantropică. Cu unii oameni așa și închipui. Biserica este o organizație filantropică de unde toți vin și cer bani care ei trebuie să ajute numai pe sărași și le dea bani. Nu, nu, nu. Biserica nu e organizație filantropică. Biserica este trupul lui Hristos. Biserica și sarcina bisericii nu este să împlinească nevoile săracilor. Sarcina bisericii este să răspândească Evanghelia și să înlărgească împărăția cerurilor. Așa? Asta e sarcina bisericii. Nu împlinirea nevoilor săracilor. Nu asta. Să nu se înșele nimeni. Și inclusiv și în biserică. În biserică toată lumea cu toate nevoile poate veni să apelează la biserică să-i rezolve problemele. Nu? Dar spune în biserică, femeile astea care ele au slujit tot și nu mai iau pe nimeni, nu-i nimic, femeile astea, ele vor avea o pensie de la biserică. Biserica le va întreține. Dacă ele au slujit sfinților, dacă are pentru ce. Dacă biserica n-are pentru ce să întrețină femeia asta, nu o va întreține, că n-are pentru ce. Deci vezi aici câte calități trebuie să întronească astfel de femei. Evident că asta, văduva asta a fost o sfântă total dăruită sfinților, așa? Nu îndreptățește aici mănăstirea, mersul la mănăstiri, un ordin aparte de călugăriți sau ceva, nici pe departe, nimic. Vorbește clar, simplu, despre ajutorul, suportul material care trebuie biserica să-i asigure unei sfinte care a fost total dăruit. Și acum a ajuns la bătrânețe și nu mai poate să mai... Ea are nevoie de întreținere. Uite, biserica o să-i dea întreținerea de care are ea nevoie. Și ea o slujit bisericii și o făcut bine. Dar, zice, pe văduvele tinere să nu le primești în listă. Că vor și ele să fie în listă. De ce vor să fie în listă văduvele tinere? Să aibă întreținere, suport. Deci să fie și ele introduse în lista asta ca să aibă suport. Dar e corect? Dacă ești tânăr, e corect? Nu. Nu zice, nu e corect. Nu ai ce să fie aici încă. Ci pe văduvele tinere să nu le primești. Pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou. Și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Adică au luat o hotărâre și pe urmă își calcă hotărârea. Și cum apare în fața oamenilor? Te-a pus Dumnezeu să iei așa hotărâre? Cu eu așa niște hotărâri aiurea care nu le cere nimeni. Ea spune, gata, eu nu mă mai căsătoresc, eu să fiu numai cu Domnul. Și toți credincioșii știu că ea nu se mai căsătorește, eu să fiu numai cu Domnul. Știu eu un slujitor din altă țară care mi-a spus, mie personal, eu am hotărât să nu mă căsătoresc și în anul următor să căsătorești. Păi, tu ești om serios sau ce-i cu tine? Cineva ți-o cerut să iei așa o hotărâre? Ți-o spus cineva ți-o cerut? Dar dacă tu spui, faci public o hotărâre care ai luat-o și tu în anul următor te căsătorești, atunci ce credem noi despre tine? Tu ești un om a cărui cuvânt poate fi crezut? Cum iei tu hotărâri în viața asta? Ți-ți pasă de hotărâri? Deci asta înseamnă tu peste orice hotărâri în viață poți calca așa ușor. O calci în picioare, nu? Dar ce-am făcut? Adică pofta te desparte de Hristos pentru că tu ai făcut o promisiune cu ultima ai căsătărești, dar ai făcut-o înainte lui Dumnezeu. Exact. Calci promisiunea făcută lui Dumnezeu. Așa. Deci înseamnă un lucru. Care este un lucru care îl învățăm aici?
Care este un lucru care îl învățăm aici? Deci dacă ai rămas văduvă, ce? Promiți la toți, ai hotărâri, spui la toată lumea că mai mult nu mă căsătoresc? Nu. Nu. Nu, nu, trebuie, nu te grăbește nimeni să ia așa hotărâri. Nu trebuie la nimeni hotărârile astea. La urmă urmei, chiar dacă ai hotărât așa tu pentru tine, tu poți trăi așa fără de a face asta public, fără de a face, poți trăi așa. Nu. Plus că tu nu știi, Biblia îți spune că te poate pofta despărțit de Hristos, că ai vrei să te căsătorești iar. Atunci, de ce trebuie să iei? Nu lua hotărâri de astea. Nu trebuie să iei astfel de hotărâri. Ele nu sunt bune. Nu le lua. Exact. Acum și ajungem acolo. Ajungem acolo. Zice, pe văduvele tinere nu le primește în lista asta. Totodată mai spune despre văduvele tinere. Se deprind să umble fără nicio treabă, din casă în casă. Și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Deci când erau căsătorite, soțul se pare că le ținea în frâu pe femeile astea. Și însăși faptul că trebuie să fie o femeie care să fie ținută în frâu, nu-ți face cinste. Nu-ți face cinste să fie o femeie de asta care trebuie să fie ținută în frâu de soț. Nu-ți face cinste. O sfântă nu trebuie să fie așa. O sfântă are frâul ei. Dumnezeu o ține în frâu. Nu trebuie. Ea e o binecuvântare pentru soț. Nu trebuie soțul să-i spună, hai, hai, treci acasă, fă lucru. Nu mai sta la vorba atâta la telefon. Nu mai fă lucru. N-ai făcut asta. Fă asta. Nu-i mâncare. Nu-i aceea. Nu-i cealaltă. Nu-i asta. Fă, fă, fă. Și ceartă peste ceartă. Ceartă peste ceartă. Nu. La o sfântă nu este asta. Sfânta știe bine responsabilitățile ei. Ea și le face. Soțul când vine acasă nu are decât cuvinte de laudă. Ai grozav. Când, dragă, ai reușit să faci? Și asta ai reușit. Și asta ai reușit. Extraordinar. Cine vasta am eu? Și asta ai reușit. Și asta ai reușit. Și aceea ai reușit. Și aceea, și grupe de studiu, și asta, și asta. Când ai reușit tu? Grozav. Domnul să te binecuvânteze. Iată așa. Dar dacă ești o femeie care, din moment ce ai rămas fără soț, te ține, trebuie și nu mai ai frâu și îmbli tot așa, asta nu-ți face cinste ca sfântă. Nu-ți face cinste nicicum. Nicicum. Deci spune să nu le primești în listă. Iată așa, și versetul 14, vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodini la casa lor și să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, căci unele văduve de astea tinere, zice, s-au și întors să urmeze pe satana. Deci să nu fie așa. Așa să nu fie. Hai, ca și principiu, ce am înțeles noi aici, ca și principiu? Nu vrem nimeni și nu dorim nimeni să ajungă văduvă, să nu vrem, că asta este un lucru, o tragedie. Dar, dar totuși, ce spune Scriptura? E o realitate, se întâmplă. Nu fă promisiuni, nu fă promisiuni. Dar momentul trece. Exact. Exact, momentul trece. Și fapt... Așa. Plus că asta cumva ține de sfințenia ta, afectează sfințenia ta că te căsătorești sau nu te căsătorești pe urmă. Da. Parcă e un îndemn invers, tocmai ca să fii sfântă, ca să rămâi în sfințenie, să trăiești. Dacă faci promisiuni și ai te faci vinovat. Exact. Sau dacă faci promisiuni sau dacă îmbli așa, cum spune, din casă în casă, le îmbute, leneșe, nu lucrează nimic și numai probleme fac în jur. Nici ele nu fac lucru, nici la alții nu le dă voie să facă lucru. Și duc, stă pe cap cuiva și nu-i dă voie să lucrezi, așa? Deci nu, așa ceva zice, nu trebuie să fie. Nu trebuie să fie. Încă, ce principiu mai scrim de aici? Să nu lăsăm pofta să ne despartă de Hristos. Și spune despre femeile astea, decât să fii sub presiunea poftii. Dacă ea este cerută în căsătorie, dacă ea poate trăi liniștit și nu-i sub presiunea poftii, ok, tot normal pentru ea și aș caută de treburi. Vezi, cu astfel de văduve a început. A început cu văduve care lucrează, care slujesc ființelor. Acum așa m-am bucurat să aud ieri, când am spus mărturiile astea, să aud câte mulțumiri la adresa sorei Profira, care e văduvă și ea la noi în biserică.
Dar câte mărturii frumoase și la acela, unui bolnav acolo, unul acolo, acolo, acela s-a sculat, acela, l-a primit acasă, a făcut asta. Asta e frumos, asta e un lucru deosebit de frumos și așa spune că așa trebuie să fie, așa văduvii sunt vrednicesc pentru lista aceea, așa? Așa văduvii sunt vrednicesc pentru lista aceea. Da, pe urmă spune despre altfel de văduvi, care își caut, care nu mai așa, gata, nu mai are supraveghere asupra ei și trebuie să nu mai are frâu. Și-o pierdut frâu. Deci nu trebuie așa, trebuie să fie bine. Da? Da, dacă tot așa, păi hai să mai citesc și următorul verset. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, adică cuvântul ăsta mimia, cum a spus. Da, așa? Că ea-i sora mea. Spune, dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărată cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Așa? Deci, înseamnă că sora Profira nu-i să n-aibă pe nimeni. Sora Profira mă are pe mine, s-o are pe Dana, eu am familie, așa? Am băieți care trebuie să se îngrijească, are surori care se îngrijească. Deci, sora Profira nu-i singură. Și Scriptura ne spune aici că este o datoria noastră să ne, așa să procedăm, așa? Când avem în familie pe cineva, să procedăm frumos, să ne îngrijim. Și este o onoare, este o cinste, asta nu-i povară, asta este o cinste, să o știe toată lumea, asta este o cinste. Dar nu-l împrumuți, asta este o cinste. Nu știu cum să vă zic, asta este o cinste care o face, o cinste că eu o să mă îngrijesc. Tot așa cum la Biblie spune, prezbiterii care cărmuiesc bine să fie învredniciți din doit cinste. Ceea ce le dă lumea, suportul cel material care le dă lumea, asta cum e numit acolo? O cinste care le oferă. Tot așa, o persoană care a slujit, asta este o cinste să te îngrijești de o persoană care așa s-a dăruit sfinților întru totul, este o cinste mare. Bun. Mai departe, următorul text. Așa că frumos o să fie ca în biserica noastră niciodată să nu avem nevoie să dăm pensii văduvilor. Ați înțeles ce am spus? Frumos o să fie niciodată să nu ajungem până acolo să trebuiască să dăm pensii văduvilor. Dacă o să trebuiască, o să o facem după Scripturi. Dar frumos este să nu ajungem niciodată până acolo. Să ne îngrijim unii de alții așa frumos încât nici să ne ajungă. La drept vorbim frumos, ne-ar place nici să nu avem văduve niciodată. Dar viața e viață. Așa? Mai departe. Însă vrem ca și văduvele care vin în biserică aici să găsească mângâiere, să găsească o familie în care niciodată să nu simte că lor le-a lipsit familie. Frumos. Domnul să ajute așa să fie totdeauna. Hai. Să știți că voi dacă sunteți așa mulți, eu sunt babușca printre voi, eu prin voi am împlinit dorința asta de a avea părtășie. Eu am părtășie cu copiii, dar nu părtășie în Domnul. Și prin voi eu îmi împlinesc părtășia în Domnul ca copiii. Frumos. Vă strâng în brață, vă prind și așa sunt atrași. Foarte frumos. Mă laud cu voi. Slăvit să fie Domnul. Și dumneavoastră sunteți pentru noi foarte mari binecuvântare, ambele, foarte mult. Și felul cum slujiți, și felul cum și așa e un... E, ce să mai vorbim? La mâncare? Nu, l-am vărtit sarmale, o să o cerut să-mi dea. Da, să-mi dea? Hai, mai departe. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22. 2 Timotei, capitolul... Ia să vedem, generația curată, ia spuneți-l. Wow.
Frumos! Bravo! Ce spunem aici ca și principiu? Comportament sexual cu persoanele de sex opus. Cum se poartă sfinții? Fugi de poftele tinereții. Deci dacă este cineva care îți stârnește poftele tinereții în vreun fel, prin vestimentații, prin atingeri, prin vorbiri, prin lucruri, prin glume care nu trebuie să le facă, cum procedezi cu astfel de oameni? Fugi. Eviți compa. Și le spui, ca să știi. Le spui ca să știi, eu nu vreau. Interesant, când eviți, oamenii respectă. Îmi amintesc când eram chiar în școală și nu eram respectă, dar niciodată vorbeam prostii. Și colegii mei care obișnuiau că sunt vorbească prostii, ei prezentă mea niciodată. Nu vorbea, da. Și își cer scuze. Mulți, mulți aveți asta, așa? Ei își cer scuze. Dar spunea odată că era la serviciu și într-un bărbat și spune că Dalita, îmi cer scuze. Și celălalt femeie, una de femeie, zice că n-am înțeles, așa numai Dalita are respect, dar noi ce? De ce numai la Dalita și-mi cer scuze? Dar de ce că celălalt femeie obișnuia să vorbească cu ce? Da? Și atunci dacă tu eviți companiile astea, ei te știu și în prezența ta nu mai vorbesc. Mm-hmm. Chiar nu mă uită până, da. Mergi chiar la tine din azi sau nu, da, atât da. Timp cât stăm noi acolo, nu se vorbește nimic indecent. De aceea și ne-a pierd. Faptul, dacă tot timpul ați evit companiile astea, alții să te respect. Dar dacă tu stai liniștit când vorbesc glume proaste și lucruri urâte, atunci nimic nu o să mai evite asta. Așa este. Dar a doua parte a versetului, ce mai spune? A doua parte a versetului care tot ține de curăția noastră. Urmărește neprihănirea și împreună cu cine? Cu cei care îl caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Pe ei fă-ți prieteni. Asta e tare important. Nu accepta orice prietenie, inclusiv și în biserică. Inclusiv și în biserică nu accepta orice prietenie. Sau ieși la pădure, creștini cu necreștini, dar spunește că necreștinii domină situația și își permit să vorbească de toate și creștinii stau liniștiți. Nu. Deci caută-L pe Dumnezeu împreună cu cei care îl cheamă dintr-o inimă curată. Cu ei întovărășește-te. Că dacă ei vor fi prietenii tăi, și tu îl vei căuta pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Și vei crește spiritual, vei crește, vei fi bine. Dacă cauți pe alții, îți faci probleme. Dar 2 Timotei, capitolul 3, versetele 6 și 7, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 6 și 7. Spune aici despre felul cum vor fi oamenii în vremurile din urmă. Deci vor fi mai mult iubitori de plăceri decât de Dumnezeu, vor avea o formă de evlavie, dar vor tăgădui puterea evlaviei. Și apoi de la versetul 6 spune așa. Sunt printre ei, printre oamenii aceștia, unii care se vâră prin case, momesc pe femeile ușuratice, credincioase, creștini din biserică, îngreuiate de păcate și frământate, chinuite de felurite pofte, e clar că sexuale, da? Frământate și chinuite de pofte sexuale. Oamenii ăștia, zice, învață totdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștința adevărului și următorul verset ne spune de ce, pentru că ei se împotrivesc adevărului. Dar despre comportamentul sexual, ce aflăm noi aici? Ce aflăm? Sunt persoane care momesc. Și ei sunt în biserică, ei vin în biserică. Aici e interesant că și zice, sunt frământate de felurite pofte, arată că ei nu rămân doar la poftele lor, dar ele dau acțiune. Exact. Casa lor e deschisă pentru ăștia, îl poftesc acasă, vine acasă. Ei se găsesc unul pe altul. Cei care momesc și cei frământați de felurite pofte, ei se găsesc unul pe altul. Și în biserică, în contextul bisericii, ei se găsesc unul pe altul. Deci spune atent, așa oameni sunt, asta o să fie realitate, e o realitate. Ferește de așa ceva și curmă așa ceva. Când ai văzut curmă, nu tolera, nu te face că închizi ochii și nu vezi nimic. Lucrurile astea trebuie pentru că puțin a luat, dospește toată plămădeala, așa? Deci curmă, curmă, nu tolerezi așa ceva. Și să n-ai un comportament ușuratic, niciodată. 1 Petru 3, de la versetul 1 la 7.
1 Petru 3. Uitați-vă numai la nuanțele astea care țin de comportament sexual. 1 Petru 3, de la 1 la 7. Felul de viață să fie curat și în temere, cu frică. Da, de asta spune relația cu soțul. Eu vreau să vă arăt, chiar dacă tot ține de relația cu soțul, dar vreau să vă atrag atenția la versetul 7. La versetul 7 spune bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre și apoi spune dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Punctul pe care vreau să pun accent, vezi că pe urmă spune cu nevestele voastre, dar pe urmă spune femeie în general. Cum să te porți cu femeie în general, ca și bărbat? Să-i dai cinste femeii. Deci noi bărbații trebuie să dăm cinste femeii. Să-i dăm cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unor care vor moșteni împreună cu noi harul vieții. Deci dacă îi dai cinste, nu faci glume de prost gust pe seama lor, nu faci destul, îi dai cinste. Și zici, dai cinste femeii în general, nu spune femeilor care sunt trecute de 30, care sunt trecute de 40 sau care nu. La orice femei, la fete, la și te înveți, dacă nu te-ai învățat ca și băieț să dai cinste fetelor, deci cu ce ocazie vei da? Deci dacă ți ieși la pădure și începe ploaia și hopa, repede fugi băieți și umplu mașina și fetele rămân în ploaie. O fost, așa? S-a întâmplat. Dau și eu cazuri concrete, pe ele mai bine se însușește, adevărul. Da? Deci dacă faci așa, asta nu-i cinste. Asta nu-i cinste. Iată, aici sunt momente practici, lucruri concrete, da? Deci dacă îi dai cinste femei, op, repejor, fetele, făculița încoace, toate, hai încoace. Încoace, lasă că noi băieții stăm jos de ploaie, suntem băieți, nu, nicio problemă. Și fetele sunt bine, așa, fetele fiind în mașină, măi, grozav, ce băieți avem, așa? Dar din moment ce ați fugit voi primii rep din mașină și fetele au rămas, cum s-au simțit? Cum s-au simțit? Ai mai vrea să-i zici, da, dacă te ceri unul de ăștia în căsătorie? Cam cum o să fie viața cu un astfel de băiat, da? Nu merge. Deci dai cinste femeie ca unui vas mai slab, îi dai întâietate, îi dai cinste, te porți frumos, așa spune Scriptura. Și asta ține de felul cum te porți cu persoanele de sex opus. Dai cinste, vorbește atent, dai cinste, oriunde trebuie, repede ajut, repede dau, repede fac, așa se poartă sfinții. Și sfinții sunt atenți cu persoanele de sex opus, atenți, atenți în toate privințele, atent la dat haina, atent la dat mâna, atent la în toate privințele, atent. Foarte atent. Și cu glumele, vezi, nu treci măsură. Atent, glumim, dar nu vrem din gluma asta să te simți că nu-ți dau cinste, așa? Și în glume, când glumim, dar vezi că îți dau cinste. Îți dau cinste, te prețuiesc, ne prețuim tare unii pe alții. Noi toți ne suntem de mare preț unii la alții. Și ne prețuim în felul cum ne purtăm. Da, ați vrut cineva să zic, nu știu cine a vrut. Alexandru? Niciun gând stricat nu au privit la ei. Cine încă mai vrut să mai zic? Da, Natasha. Discutăm puțin și în școală sau universitate cum se raportează băieții noștri la fetele din clasă, pentru că observăm două tabere foarte rău puse una potriva la alta în școală. Ca și la copiii noștri clasă la băieți, învățătoarele nu știu ce să mai facem, parcă niște dușmani, să împărțăm băieți. Băieții și fetele. Da, păi da, spune aici, da, cinste femeie în general, nu? Ci femeile celelalte, nu tot rămân a fi un vas mai slab, nu tot femeile rămân, fetele cele. Nu, te porți înțelept și nu te bagi tu nici într-o tabără, nimic. În clasă trebuie să vadă un exemplu frumos de comportament. Toți ceilalți să vadă un exemplu frumos de comportament. Totdeauna te-ai purtat bine, totdeauna l-ai făcut bine, dar în același timp nu dai voie. Că, de exemplu, acum a devenit normal, fetele la școală se sară în gât la băieți, îi sărute, și atunci... Deci ai stabilit distanță. Lași să înțeleagă că nu, așa ceva nu merge. Este, dau cinstea, mă îngrijesc, fac, dar nu merge. Este o distanță care nu trebuie trecută, distanța asta trebuie să rămână. Zine, Stic. Când am fost la un program la școală unui din copii, ca să amintești, în toate poeziile, cânticile erau, fetele așa, băieții așa. Și... Toate poezii și cârcile astea puneau în tabere diferite și totodată aveau și tempe sexuală.
și către asta. Da, și atunci... Era un gândit de mici, atunci, da, asta, asta le formează o gândire, că suntem două tabere vrăjmași unii cu alții și o să iau un prizonier din tabăra aceea ca să-mi satisfac poftele sexuale. Cam așa se primește, sau nu? Cam așa gândire se formează la cineva. Nu, nu, nu. Noi suntem creați de Dumnezeu, de aceeași valoare, bine, toți, să dăm cinste. Dăm cinste unii altora, să ne prețuim unii pe alții, să ne... Exact. Școala părinților de a arăta, de a vorbi, lucrurile astea trebuie vorbit. Vorbit, interesat, ajutat. Pentru că copilul undeva e între două presiuni. Așa? Cum între două. Pe de o parte acasă îl învață, pe de altă parte îl vede și atunci el cum procedează. Dacă noi învățăm, ajutăm, dar slavă Domnului, că avem copii cu minți, copii care ascultă, copii care... Și Dumnezeu îi binecuvântează. Romani 16. Tica a spus ieri că am pus jumătate de Biblie în lecția de ieri. Da? Păi ce zici, s-au avut dreptate, da? Bun, acum doar am vrut să vedeți cum Pavel, cum s-a purtat cu persoanele de sex opus. E clar? Urmărim capitolul 16 ca să vedem cum apostolul Pavel, că la toată lumea le pare că apostolul Pavel a fost un vrăjmaș a femeilor, că a zis femeia să tacă în adunare, să nu... și le pare că a fost așa un vrăjmaș, că o tăiet, o rupt tot la femei. Nu, nu a fost deloc așa. Dacă se rupte din context, lucrurile înțelegi. Dacă nu le rupi din context, înțelegi că a colaborat cu femeile și a lucrat grozav și a avut un respect adânc pentru ele. Ia îmi deschidem și... Care-i prima femeie? Fivi, cu ea începe. De fapt, dacă te uiți în lista asta, că le numără multe persoane, cam deopotrivă, sunt femei și bărbați deopotrivă. În echipa lui, oamenii cu care au conlucrat au fost deopotrivă, bărbați și femei. Și despre Fivii ce spune? Cum o numește el? Așa. Ce face el pentru Fivii? Le spune sfinților cum să o primească. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconița bisericii din Chencrea, să o primiți în Domnul, într-un chip vrednic de sfinți. Așa să vă purtați cu ea. Așa e? Cu toată cinstea sau cu toată grija. Vă dau în grijă, zici, să vă îngrijiți bine de ea. Să vă îngrijiți de Fivi, să o primiți într-un chip vrednic de sfinți și să o ajutați în orice ar avea trebuință de voi. Iată ce înseamnă să privești femeie, să dați cinste femeie. Uite acum, dacă vrei o ilustrație concretă, ce înseamnă să dai cinste femeie? Iată așa să-i dați cinste. Să vă îngrijiți în tot ce va avea trebuință de voi. Căci și ea s-a arătat de ajutor multora. Și îndeoseb mie, zice Pavel. Pavel arată recunoștința față de femeia asta, l-a ajutat pe el. Deci așa să ne purtăm cu sfinții. Gata să ajutăm în orice, gata să stăm la dispoziție în orice, prețuim. Și în Evanghelie ne prețuim în aceeași măsură. Vezi, nu face el diferență, că fii vii femeie, treceți cu vederea, că e femeie, dacă sunt bărbați, dar femeie, nu, invers spune, pentru că e femeie, să vă îngrijiți bine de ea, să nu ducă lipsă de nimic. Și așa mai departe, într-un chip vrednic de sfinți, în Domnul s-o priviți, într-un chip vrednic de sfinți, bine se simte femeia asta când vine la voi, se simte cinstită, cum trebuie. Apoi, o altă femeie, care? Priscila. Spuneți sănătate și vedeți, o pune pe ea prima. Spuneți sănătate Priscilei și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos. Și ce spune? Cum s-a purtat Priscila și cu Acuila? Tovarăși de lucru, zice, și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, ci toate bisericile ieșite dintre neamuri. Pavel îi mulțumește Priscilei pentru slujba care a făcut-o ea, Priscila cu Acuila. Bine, și Priscila și Acuila. Eu pur și simplu acum urmărim. Totdeauna merg. Acolo la Efes spune că ei împreună l-au învățat. Așa, și totdeauna au slujit împreună. Unde apare iar o femeie? Maria, spuneți sănătate Mariei care s-a ostenit mult pentru voi. Apreciată Maria. Spuneți sănătate lui Andronic și lui Iunia. Iunia iar femeie. Rudele mele și tovarășii mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli. Deci femeia asta, Iunia, a fost cu vază între apostoli, așa? Împreună cu Andronic. Ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar. Spuneți sănătate lui Ampliat și apoi unde apare iar o femeie? O femeie. 12. Trifena și Trifosa, da, sunt două femei.
se ostenesc pentru Domnul. Persida, iar o femeie, se ostenește mult pentru Domnul. Mai sunt femei? Mama lui Ruf. Mama lui Ruf. Zice, s-a arătat și mama mea, așa frumos. Vezi ca într-o familie. Ce relație frumoasă a fost, ca într-o familie. Cum s-a purtat cu fiul ei? Așa s-a purtat cu mine, mama lui Ruf. Zice, s-a arătat și mama mea. Așa. Apoi, Iulia este iar, Olimpa este, da? Nereu. Sora lui Nereu. Din toate acestea, ce am învățat? Ca să facem o concluzie la textul ăsta. Ce am învățat? Pavel dădea cinste femeii. Pavel dădea cinste femeii. Și a dat cinste înseamnă a te purta frumos, cu recunoștință, a vorbi frumos. Se vede cum dai cinste din felul cum vorbești despre femei. Se vede cum dai cinste din felul cum ajuți femeile, cum contribui la lucrarea lor, cum sprijinești lucrarea lor. Deci, din felul cum le primești. Într-un chip vrednic de sfință. Așa trebuie să ne purtăm noi în Hristos. Așa ne învață Hristos. Și ultimul text, 1 Corinteni 16, de la versetul 15 până la 18. Noi am mai studiat asta, da? Încă un îndemn, fraților, zice Pavel. Cunoașteți casa lui Stefana. Știți că ea este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților femeia asta. Are pentru ce să-i dăm cinste la o astfel de femeie? Da, ea s-a pus cu totul în slujba sfinților. Femeia asta s-a pus cu totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși, fraților. Fraților, le spune, atenție, fraților, le spune aici, fiți și voi supuși, fraților, unor astfel de oameni cum este Stefana, da? Și fiecăruia care ajută la lucrul Domnului și se ostenește. Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat și lui Ahaic. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră. În echipa asta, Stefana, Fortunat și Ahaic, cine era liderul? Cam cine crezi că era liderul? Stefana, evident. Stefana era liderul, avea doi bărbați în echipa ei. Doi bărbați lucrau în echipa ei. Dar, zice, ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit Duhul meu și al vostru. Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. Să prețuim pe astfel, câți bărbați, câți femei, să prețuim, să ne prețuim unii pe alții. Și acum am ajuns și la aplicare. Hai să răspundem la prima întrebare. Ce purtări pe care le vezi în biserică, în ce privește relația cu persoanele de sex opus, nu le consideri potrivite cu învățătura Cuvântului lui Dumnezeu? Vorbim de biserica noastră. Da? Nu ne vorbim de altceva. Vorbim de biserica noastră. Ce purtări consideri că nu sunt potrivite cu învățătura Cuvântului lui Dumnezeu? Atunci când a fost timp prea mult unei persoane. Unei fete, când prea mult timp petreci cu o fată în... Sau fata cred la băiet. Așa, când o fată petreci prea mult timp cu un băiet, când un băiet petreci prea mult timp cu o fată, doar cu ea... Deci asta nu-i potrivit cu învățătura Cuvântului lui Dumnezeu, când... Ce? Cum? Ce? Chat, foarte drept a zis Alexandru, chat. Statul la chat continuu. Cineva, cu un băiat, cu o fată. Chat-ul este un instrument, o unealtă pentru a comunica, a rezolva rapid lucru, un lucru. Nu pentru a pierde timp. Când toată ziua stai și pierzi timpul la chat. Toată ziua stai la chat. Și asta este un lucru rău. Rău de tot. Gata, mintea ta e total robită. Toată noaptea. Nu, nu. S-au stat la discuții, la telefon, cu ore liniște. Zic că ei nu se întâlnesc, dar asta este o altă metodă, un substituent a întâlnirii, da? Cum? S-au întâlnit. Deci parcă n-am auzit noi așa ceva să fie la noi și nici nu vrem să auzim, că dacă auzim vorbim deodată cu cei care... Dar vrem să n-auzim așa ceva, să nu se întâmple. Astfel de lucruri nu vrem să... Nu este potrivit cu sfinții. Așa ceva sfinții nu fac.
Ne plac tare nunțele, ne place când așa deodată, surpriză, am auzit cum băiatul m-a cerut-o pe fată în căsătorie și ea e de acord și așteptăm nunta. Ai, cine place asta tare? Hai că s-ar putea în plajă după seminarul ăsta să mai întâmplă ceva. Dar asta ne place tare, să auzim. Ei, nu știu, eu așa am zis și eu, teoretic, nu? N-am nimic, niciun fel de informații. Nici nu vreau să am nimic, nici nu vreau să am, nu vreau nimeni să dea presupuneri că s-ar putea întâmpla să întâmple. Nu, dacă e surpriză. Dacă o să întâmple de la anul, să fie mai mulți la seminar, doamne. Da. Încă, ce purtări nu sunt potrivite, ce lucruri nu sunt potrivite. Mai putem ceva să mai zicem? Glume de prost gust, lipsă de respect. Iată și asta ce am zis eu cu mașina și cu ploaia, da? Ce? Cu gențele, cu sacoșele, cu pungile grele, cu... Da? Deci nu, asta nu e normal. Nu e normal între sfinți să fie așa ceva, așa? Nu-i normal. Așa ceva nu-i normal să fie. Pensam că astea cu întâlnirile așa tare s-au rădăcinat în biserici, că noi când am încercat o violetă în căsătorie, noi s-au supărat. N-ați spus la nimeni nimic? La nimeni nimic. Așa, deodată din senin. Păi așa, normal. Ce ați făcut prin ascun? Da. Da. Hai să răspundem la următoarea întrebare. Care din aceste purtări le-ai preluat? Sau poate le-ai adus tu în biserică? Înțelegi ce le-ai preluat? Sunt în biserică și le-ai luat și tu. Ce poți tu să faci așa? Că ai văzut la cineva și te-ai încurajat că ai văzut la cineva. Ai văzut cineva din altă biserică să întâlnești și te-ai gândit, da, ce? Da, ne întâlnim și noi. L-ai văzut pe altul că stă numai piciat? A, stau și eu piciat. Altul face, stau și eu. Sau poate, mai rău, tu singur le-ai adus în biserică, le-ai preluat din altă parte și le-ai adus aici în biserică. Ia gândește bine, dacă n-ai făcut cumva așa ceva, dacă n-ai făcut cumva astfel de lucru, sau dacă nu lucrezi la asta. Dragii mei tineri, vreau să înțelegi, nu suntem vrăjmașii voștri, nu sunt vrăjmașul vostru. Vă iubesc foarte tare. Vă vreau să fiți sfinți întotdeauna, în toate privințele să fiți sfinți. Vă vreau să fiți fericiți. Credeți-mă că dacă urmați învățătura Sfintei Scripturi, veți fi foarte fericiți. Vă veți bucura în căsătoria voastră. Iată, interesant, Tica noastră a observat un lucru. Ia spune-l, Tica, despre diferența între cei care s-au întâlnit și care nu s-au întâlnit. Tu ai spus odată că ai observat o diferență între cei care sunt... Am înțeles, tu erai la subiect, lasă, spune-ne, Stic, am înțeles, tu... Îi vede fericiți pe cei care, cuplurile care nu s-au întâlnit la căsătorie, sunt foarte fericiți. Cei care s-au întâlnit? Cei care s-au întâlnit se confruntă cu mari probleme. Eu am auzit de la vreo 2-3 singuri au spus asta, așa? Ne-au creat probleme. Faptul că ne-am întâlnit ne-au creat probleme. Pentru că ei, atunci întâlnindu-se, ei au pus temelia... Și acum o întrebare. Cei care nu s-au întâlnit s-au învățat împreună să depășească probleme, nu s-au întâlnit real. Exact. Să le depășesc. Dar ceilalți s-au confuz, nu pot soluționa. Da, pentru că ei au pus o temelie rea. O temelie... Ei au anumite așteptări care credeau atunci. În aparență. Că e așa pentru că cealaltă persoană partener vrea să se impresioneze. La întâlniri... La întâlniri au crescut niște iluzii. Au crescut niște iluzii care, căsătorindu-se, au văzut că nu sunt adevărate și dezamăgirea le-i mare. Și nu trebuiau să facă asta. Așa. Ultima întrebare.
ce hotărâri ai luat azi în privința felului cum te vei raporta ca și sfânt cu persoanele de sex opus din Biserica lui Iisus Hristos? Deci cum te vei purta? Dacă ești femeie, ce vei face dacă ești femeie? Puteți să spuneți? Hai să vedem, din punct de vedere al femeii, chiar aș vrea. Fetele, surorile, care sunt hotărârile care le-am luat, le-ați luat? Cum o purta? Dacă îmi zici o purtare? Atent la îmbrăcăminte. Așa. Mai întreabă pe cineva. Nu, poate da și poate nu. Poate nu, pur și simplu, nu realizează asta. Nu-ți gândești că asta are un efect. Nu spunem pielea celuilalt. Nu, doar nu spunem pielea. Eu cred că sunt multe fete care n-au niciun gând rău când ies așa. Părerea mea e. Care n-au niciun gând rău. Dar ele nu-și dau, pur și simplu, nu-ți gândești ce efect are asupra la altul. Foarte scurtă, exagerat de scurtă. Dar după de să nu zicea că e o fată de străbălare. Și ea mergea și de urmă, ei deja niște băieți comentau. Băieții de prima dată îmbrăcată și scurtă. Și încea să zice, e tot trăjie din fusta și e și o străjie, dar n-avea și trajă. Pentru că a doua oară e nu mai îmbrăcat fusta. De văzut efectul. Ceea ce înseamnă că ea, când ne se uită tot îmbracă așa, gândesc că e normal, mai ales când duci la teatru, chiar e greu de ales ceva normal. Și atunci, unii tipi chiar nu-i dau seama. De asta și vorbim. Da, trebuie să adaug. Acum că am fost festival la Moscova, da, da. Știu că era o fată, da, dar interesant și ce am observat. La toate fetele astea, îmi pot să trag atenția la ele. Și exact invers obțin. O fată, am observat la festivalul Martin, o fată se îmbrăca, de lângă faptul foarte vulgar, dar cu prost gust, și din potrivă a creat o repulsie, o respingere. Deci nimeni nu vrea să poată cu ea, nimeni nu vrea, ea să stătea doar singură. Și ea, de fapt, vrea să impresioneze și nu vrea. Te-au respins. Din potrivă a respins pe toată, dar nimeni nu vrea, deci vorbească cu ea. Foarte interesant. Da, da. Foarte rău. Mi s-a dus gândul la cineva. Nu știu, dar mi s-a dus gândul la cineva. O să vorbesc. Mi s-a dus gândul la cineva. Mi-ar fi plăcut să fie aici. Dar... Bine, hai să vedem ca și bărbați. Ce am înțeles? Dar ca și femei, cred că ar mai fi. Aș mai aștepta să mai fi spus ceva aici, niște hotărâri. Femeile să fie atente la felul cum comunică cu ele bărbați. Mm-hmm. La asta? La altceva? Să nu încurajeze discuții, nu se lasă amăgite. Să nu înceapă discuții. A fost acolo ceva cu atingerile, nu? Sunt atingeri care, dacă le-am... Simți o atingere care nu-i bună? Nu. Nu, atingerea asta nu-i bună. Ceva nu-i bine aici. Așa? Eviți. Bine, următorul. La bărbați. Ce spun bărbații? Care sunt concluziile, hotărârile care și le-au luat aici? Vreau să auzim bărbații. Să nu provoce astfel de atingeri, niciodată, da? Legământ cu ochii, să nu mă opresc privirea asupra unei femei, când cum? Care nu-i soția ta și când aspectul ei sexual
ți-a trezit interesul. Da? Deci mintea să o păstrezi rezervată pentru... Da, ia asta, dragi tură. Dar am pus întrebarea la bărbați. Sunt întrebarea la bărbați. Întrebarea a fost adresată. Voi și pentru voi și pentru dânși. Da? Nu au răspuns bărbații nimic, bărbații au tăcut. Cât a fost întrebarea la voi, nu mă voi ați vorbi. Bărbații nu vorbim nimic. Afară de mine, bineînțeles, dar eu am un statut special. Și... Da? Da. Hai, vrem să ascultăm bărbați. Chiar și vezi dacă cineva din biserică, prieten de-al tău, da? Un care ia... Zi mai tare, Alexandru. Un prieten chiar vezi că face ceva incorrect sau comunică prea mult sau face atingeri care atrag altceva, adică sau confrunți, nu sau lași. Chiar dacă nu înțelegeți, chiar. Exact. Deci când vezi asta, curmă, nu lăsa astfel de lucruri. Să avem grijă cum se îmbracă soția. Da? Încă? Și în cazul ăsta, dacă o zici că soțul îi spune îmbracă-te așa, nu merge, stai, domnule, nu merge așa. Zi mai tare, tare vorbești, nu se aude. Ceva... Nu se aude, vorbești tare. Da. Vedem ceva la cineva din biserică. Și eu pentru mine am luat hotărârea și pentru toți cred că e bine așa. Să nu mergem să spunem la alții, dar personal persoana să o confrunți. Și dacă vine cineva la tine și îți spune de ce a văzut, atunci oprești și îi spui du-te și confruntă și eu nu mai vreau să-mi spui mie lucrurile astea. Pentru ca să nu ajungă la trebuie să... Pentru că eu așa am ajuns să-mi schimb părerea despre multe persoane. Am spus să te duci să confrunți, dar eu mi-am schimbat pentru că o privesc cu alții ochi. Chiar dacă poate... Din pricina că ți-o zis cineva. Da. Și nici eu n-am putut să mai fac așa niciodată. Mm-hmm. Și când confruntăm, ieri ne-am învățat acolo, cu Duhul Blândeții, așa, vă amintiți, Renciți? Cu Duhul Blândeții, vii frumos, vorbești frumos, blând, nu e așa ca toporul, pac și gata. Hai, vorbești frumos. Uite, eu te știu bine, nu e normal, lucrul ăsta nu e bun, nu merge, nu... Și așa, cu dragoste, ca într-o familie, că noi suntem o familie, da? Într-o familie, încetişor, atent, cu dragoste. Inclusiv și cu copilul, așa e copilul, nu e brusc și așa, încetişor, ia asta-i tati. E bun lucrul ăsta, nu e chiar bun lucrul ăsta. Uite, îți spun de ce nu e bun. Așa, 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 așa. Deci copilul înțelege dacă îl iei. Bărbații, mai ziceți ceva? Cum? Mie le-au multe de spus. Mai zic ceva, bărbați? Ei au luat hotărâri în inima lor. Da. Atunci ce femeile mai vreți spuneți pentru bărbați? Sau nu mai vreți nimic? Da, zi Cristina. Să nu își îndeplinează datoria de sus, da? Să respecti, normal, dacă e ceva acolo, să dai integritate, să o ajuți. Adică să nu te faci listă de simțire că eu n-am și nici nu vezi ce se întâmplă în jurul tău. Da, cred că în lecția noastră s-o văzut bine lucrurile, ce să nu faci, ce să faci, așa? Mai ales a doua parte a lecției a fost accentul pus pe felul cum ne purtăm, cum ne dăm cinste, cum... Da, zi, Vitale. Ne supunem femeilor care sunt slujitoare. Foarte adevărat, cărorile sunt credințate o slujbă și dacă este o femeie care este conducătorul tău, te supui. Supui bine, așa cum trebuie. Cum te-ai supune oricui. Nu faci chestia, că e femeie și nu mă supun unei femei. Nu, te supui frumos. Confundă rolul bărbatului în căsătorie cu rolul în biserică. Mai zicem ceva încă? Mai putem ceva să mai spunem? Dacă e tot, atunci hai să ne rugăm.